Vă salut! Numele meu este Rodica Dabija, sunt trainer de educație financiară în cadrul companiei Profit Point și participant activ pe piețele financiare. În urma sutelor de cursuri susținute, am ajuns la concluzia că foarte mulți oameni se confruntă cu probleme financiare. Iar în momentul în care le acord întrebarea, cum credeți, de ce vă aflați în acest impas financiar? Cele mai frecvente răspunsuri sunt: avem salarii foarte mici, nu avem posibilități, nu avem alternative, angajatorii nu ne răsplătesc pe măsură, statul este de vină. Însă, foarte puțini sunt cei care conștientizează cu adevărat problema, și anume comportamentul lor, adică acele obiceiuri pe care și le-au creat de-a lungul vieții. Eu astăzi nu o să încerc să vă dau acea soluție magică prin intermediul căreia puteți să ajungeți la o independență financiară. Nu o să vă spun ce ar trebui să faceți sau ce nu ar trebui să faceți ca să vă rezolvați problemele financiare. Eu astăzi, printr-un simplu exemplu, o să vă ajut să înțelegeți cât de importante sunt obiceiurile noastre. De fapt, ele sunt cele responsabile de succesul financiar sau sunt cele care ne conduc spre haos financiar. Da? Drept exemplu, o să am două personaje. Este vorba despre Vasile și Mihai. Ambii sunt tineri, ambii sunt la început de drum. Fiecare are un venit mediu lunar de aproximativ 2500 de lei. Și unul și celălalt. Doar că diferit ce este. Fiecare se comportă într-un anumit mod cu acel venit. Vasile este de părere că are o viață și trebuie să o trăiască din plin. Ce face Vasile? Merge în vacanțe. Vacanțe. Petrece. Da, se distrează. Mese în oraș. Da, ce mai face? Cumpărături, shopping. Da. În schimb, hai să vedem ce face Mihai. Mihai a înțeles un lucru foarte important, și anume faptul că este principalul său activ. Iar cea mai bună investiție este investiția în tine. Mihai își cumpără cărți. Cărți despre antreprenoriat, despre management, despre tot ce înseamnă marketing, da, fiscalitate. Studiază. Ce mai face Mihai spre deosebire de Vasile? Participă la diverse seminarii. Adică se perfecționează în anumite domenii sau poate în domeniul în care activează. Networking, adică face schimb de experiență. Schimb de experiență. Bun. Vasile are timp. Da, el are altceva în afară de petreceri, vacanțe și job, dar nu face, are timp. În schimb, Mihai nu are timp. De ce? După acel loc de muncă, merge la seminarii, la cursuri, în weekend citește cărți, dar deci nu are timp. Mihai a mai înțeles un lucru important. Este extrem de prioritar în momentul în care îți încasezi acel venit să pui cel puțin 10% deoparte pentru tine. Adică Mihai are economii. Are economii. Vasile gândește că este tânăr și are toată viața la dispoziție, deci o să aibă timp să-și facă acele economii. Acum nu are. Nu are economii. Bun. Și acum majoritatea dintre dumneavoastră cu siguranță se gândesc că ia uite ce viață frumoasă are Vasile. Aș vrea și eu așa. Da, să merg în vacanțe, să am timp pentru toate. În schimb, haideți să gândim pe termen lung. Aș vrea să avem o viziune, da, pe termen lung. Să vedem ce se întâmplă peste 10 ani. Cu unul și cu celălalt. Peste 10 ani. Vasile, având în vedere că între timp și-a mai făcut o familie, are copii, deci are nevoie de ce? De o locuință. Dar nu și-o permite. Asta ce înseamnă? Că este nevoit să ia acel credit ipotecar. Credit ipotecar. Mai departe, ce mai face Vasile? Într-adevăr, după 10 ani, salariul n-a rămas același, a crescut puțin. A ajuns să încaseze un salariu de 3800 de lei.
Având în vedere inflația, practic este la același nivel. Atât este valoarea lui. După 10 ani, 3.800 de lei. Are credit ipotecar. Are credit pentru nevoi personale. Are acel card de cumpărături, da? Card de cumpărături. Practic, Vasile a devenit fanul băncilor. Are toate produsele posibile din partea băncilor, da? Nu are timp acum. Nu are timp. Nu are timp pentru că este nevoit să stea peste program, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Hai să mergem spre Mihai, să vedem ce s-a întâmplat cu el după 10 ani. Având în vedere că el și-a jertfit prezentul pentru viitor, a studiat foarte mult, a citit, s-a documentat, acum nu mai este angajat. A ajuns să fie angajator. Are o afacere. Deține active. Are terenuri. Apartamente. A ajuns să fie acționar, investește în capitalul anumitor companii, deci deține acțiuni. Acțiuni, obligațiuni. Întrebarea este, Mihai are timp? Da, acum Mihai are timp. Are un program flexibil. Are timp și pentru vacanțe, are timp și pentru familie. Da, are timp. Bun, prin acest exemplu, de fapt, am vrut să vă arăt și foarte important este să înțelegeți că este extrem de important comportamentul nostru, adică obiceiurile pe care le-am creat. Totuși, acest exemplu are un final fericit. De ce? Pentru că încă suntem în 2020. Nu am ajuns în 2030. Încă nu au trecut acei 10 ani. Deci avem posibilitatea de a aduce o schimbare. În cazul în care, chiar și cazul lui Vasile, da, are posibilitatea de a înlocui acele obiceiuri proaste, așa cum le numesc eu, cu obiceiurile bune. Sper că acest exemplu să vă fie de folos și vă doresc mult succes. La revedere!